Am mers 162 de kilometri cu mașina, cu Ford Fiesta benzină automată, ok, mild hybrid, 4,8 litri la 100 de kilometri, consum mediu, și mai am range 779, 779, asta ar veni cât? 940 de kilometri, 941 de kilometri autonomie cu o Ford Fiesta pe benzină? Serios? M-am culcat aseară cu range 500 și m-am trezit cu range 800 și ceva azi dimineață. Fantastic! Fantastic! Noul Ford Fiesta are ceva ce se numește Wrong Way Alert. Practic te anunță când mergi pe interzis. Aici sunt în pădure și am un semn de interzis. Nu e interzis neapărat, doar e proprietate privată și e un semn de interzis acolo, pentru că pe drumurile publice eu nu pot să merg pe interzis. Dar hai să vedem dacă mă anunță. Dacă vede semnul de interzis, Wrong Way Alert este activat. Și n-a zis nimic. Și ca să nu ziceți că nu era sistemul activat, sistemul este activat, doar că la unele, adică am citit pe site-ul Ford și spune că acest sistem nu funcționează în unele țări și probabil în România nu funcționează. Nu știu de ce, că nu este pe navigație, adică nu știe mașina dacă mergi pe drum interzis. Nu, are o cameră aici în bord deasupra parbrizului și aceea este cea care citește semnul de interzis. Deci, practic, asta s-a întâmplat. Nu funcționează în România. Ia uite-o, noua Ford Fiesta. Am prezentat-o în showroom. Acum a venit momentul să o testăm de-a binelea. Să vedem ce au schimbat, ce n-au schimbat. Și o să vă spun și diferențele față de vechea generație de Fiesta. Asta e generația 7 facelift. O să vă spun diferențele față de generația 6-a cu care împarte platforma. Și o să vedem dacă acele diferențe sunt sau nu de cost cutting, pentru că sunt niște diferențe destul de interesante. Acum ați văzut Wrong Way Alert, ați văzut consumul, nu mai stăm pe gânduri, like, share, subscribe, avem nevoie de 20.000 de abonați, dacă ai abonați te bagă lumea în seamă, n-ai abonați nu te bagă, indiferent de câte vizualizări ai avea. Așa că nu vă costă nimic, subscribe. Mașina cu Cipopa începe. Fiesta a fost pentru mult timp în topul vânzărilor pe plan european. Acum, cu tot felul de SUV-uri, SUV-ulețe, crossover-e, Fiesta a fost al patrulea cel mai bine vândut Ford din Europa, după Puma, Kuga și cred că Focus, dar a fost a 44-a cea mai bine vândută mașină în Europa în 2021. Pe locul 43 e Passat-ul. Așa că uite cum se schimbă preferințele clienților, cum se schimbă segmentul. Pentru 2022 avem un facelift, nu mai avem versiune cu 3 uși, iar versiunea ST a primit mai mult cuplu. Și versiunea asta a primit mai mult cuplu, dar o să vorbim despre asta cât de curând. Noi avem o versiune Titanium 1.0 EcoBoost Mild Hybrid, 225 de cai putere cu transmisie automată PowerShift cu 7 trepte, dotată bine. Trece de 20.000 de euro lejer și trece de 20.000 de euro bine, dar nu uitați că dealerii Ford oferă niște discounturi foarte bune și cu rabla, cred că ai 2400 de euro dacă ai două rable, pentru că este mild hybrid, 2400 de euro reducere. Deci discount de la Ford plus 2400 de euro reducere, o scoți, dar e foarte bine dotată, o să vedem. Cei de la Ford au echipat-o exact cu tot ceea ce trebuia ca să ne ia nouă ochii când o prezentăm. Mai multe versiuni de echipare, Trend Titanium este Line și Active, fiecare cu propriile sale detalii estetice. Recunoști Titanium, de exemplu, după grila aceasta cromată și după elementele cromate din grilă, că practic la asta se referă. Trendul nu le are, Titanium-ul le are, ST-Line este mai sportiv și Active este acea Fiesta mini crossover, să zicem așa. Vignale, ce s-a întâmplat cu vignale? Vignale acum este un pachet opțional pe fiecare echipare. Nu știu dacă există Trend vignale, cred că e Titanium vignale, ST-Line vignale și Active vignale, deci nu mai există echiparea Ford Fiesta vignale, din păcate. Și iată noile faruri. Pe Fiesta acum toate versiunile au faruri full LED, însă noi avem aici farurile opționale Matrix LED pentru prima dată pe Ford Fiesta, cu o funcționalitate glare free high beam, adică să nu orbească ceilalți participanți la trafic. Noi acum avem și faza scurtă și faza lungă și luminile de zi, semnalizările pornite. Și după cum vedeți, semnalizările sunt
dinamice și arată foarte șmecher. Adică e prima dată când văd o semnalizare de Fiesta nouă. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar în realitate se vede mai bine dinamicitatea semnalizării. Oricum, farurile arată bine și nu uitați că la Fiesta v-am rugat să-mi spuneți ce vreți să fac eu cu mașina. Evident, unele lucruri sunt imposibile, gen să o duc pe circuit, să fac o liniuță cu un Polo cu motorizare similară, dar Polo cu motorizare similară are 15 cai în minus și nu are atacuplu. Deci Fiesta o bate. Dar mi-a zis să vă spun cum se văd farurile noaptea. Din păcate, n-am apucat să fac și filmare noaptea, dar Matrix LED-urile astea se văd foarte bine noaptea, se văd bine, bine de tot. Și faza scurtă și faza lungă, ai mici zone de penumbră, dar în rest ele sunt excelente și funcționează foarte bine. Adică m-au impresionat. Mai au și două funcții numite Maneuvering Light și Bad Weather Light. Adică Maneuvering Light, un fel de cornering care se aprind când șoferul face manevre de parcare, și mai sunt și Bad Weather Light atunci când ștergătoarele pornește și Bad Weather Light, probabil ceva proiectoare de ceață integrate direct în blocul optic, pe față. Așa, și am zis că vă arăt sau că vă spun diferențele față de vechea Fiesta de generația 6-a. Bun, una din diferențe este că stropitoarele la vechea Fiesta erau pe capotă, acum ele sunt sub capotă, iar antena, după cum vedeți, e în spate. Și la generația 6 era în față. Și așa arată Fiesta din spate, cu noile stopuri întunecate puțin, parcă arată ceva mai bine. Lampa de ceață e doar pe stânga, marșarierul este pe ambele, camera de marșarier o vedeți aici, nu se murdărește, ceea ce e foarte ok. Și inscripția EcoBoost Hybrid, adică EcoBoost Hybrid Mild Hybrid. Și evident, inscripția de Fiesta. În rest, nu s-a schimbat mare lucru, evident, bara spate s-a schimbat și ea puțin. Și altă diferență față de Fiesta generația trecută, senzorii de parcare sunt în bară. La vechea Fiesta senzorii de parcare erau în acel bandou de plastic de sub bară, mai ieftin de reparat, zic eu. Nu știu cât de bine se vede pe cameră, dar bara față nu se extinde cât roata, ceea ce înseamnă că este mai greu de zgâriat bara față decât ar fi la un model similar. La spate e la fel. Și am observat asta și la Fiesta pre-facelift. În manevrele de parcare e mai greu de zgâriat bara spate, dar și cea față, față de un model normal care are cele două bare care se extind până după roată. Deci e un detaliu interesant, nu știu dacă e gândit sau nu, dar după părerea mea ajută. Mai bine dai cu cauciucul decât să dai cu bara. Hai să vorbim acum despre oglinzi. Oglinzile sunt mici. La vechea Fiesta, la generația 6, oglinzile erau ceva mai mari și oferau ceva mai bună vizibilitate. Erau montate tot în același loc și nu știu dacă le-au ales așa din rațiuni de aerodinamică să fie mașina ceva mai economică și ceva mai eficientă și ceva mai bine antifonată. Oricum, mai bine antifonată decât vechea generație era. Și știu că în comentarii mi-ați spus voi să fac o mică comparație cu Fabia și cu Corsa. Diferențe majore nu sunt. Fabia e mai spațioasă și are un portbagaj ceva mai mare, iar Corsa este ceva mai bine antifonată. Cam acestea ar fi diferențele cu plusuri față pentru celelalte mașini. În rest, diferențe nu sunt. Fiesta se conduce mai bine decât ambele și ca preț sunt aproximativ la fel. Iar la infotainment, din punctul meu de vedere, SYNC 3-ul e mai bun decât ceea ce oferă Corsa, dar și decât Fabia. Plus sistemul audio B&O care, na, se aude foarte bine, cel puțin pe mașina asta. Acum hai să continuăm. Avem keyless, așa o închizi, așa o deschizi. Avem broasca fizică a mașinii aici acoperită. La vechea Fiesta nu era acoperită, la generația 6-a. Și în momentul în care ieși, ai o dotare opțională foarte mișto. Ia uite-o. Hop, așa. Hop. O protecție de cauciuc mecanică ce iese de aici și în față și în spate și te ajută să nu îți zgâri ușa atunci când intri în mașină, să nu dai în alte mașini într-o parcare. Dar ce vreau eu să punctez aici este că ușa se închide destul de greu cu acest sistem. Trebuie să dai tare cu ușa ca să închidă ușa bine. Bun, și ajungem la rezervor, dar pentru asta trebuie să încuiem mașina și să încercăm să-l deschidem. Pa, se deschide.
Easy Fuel. Deci cu mașina încuiată se deschide capacul rezervorului. La generația 6 trebuia să apeși un buton și atunci se deschidea capacul. Apăsai pe capac și ieșea capacul doar când mașina era descuiată. Deci avea și încuietoare la capac. Au redus puțin costurile făcând acest sistem. Având Easy Fuel, mașina are și o pâlnie în portbagaj, o să o arătăm imediat, care te ajută să bagi benzină dintr-un recipient care nu este pompă. Și să păcălească rezervorul ca ai de-a face cu o pompă. Incredibil cum am spălat mașina și după ce am mers, cât să merg, un kilometru în pădure, nici atât, s-a murdărit toată. Îmi pare rău, eu de spălat am spălat-o și na, se mai întâmplă. Bun, avem discuri de frână pe spate. Pe echiparea Trend vine cu tamburi, pe echiparea Titanium aparent vine cu discuri. Nu știu care este rațiunea sau nu știu cum e treaba, ori pe piețe diferite. În Spania, de exemplu, dacă e automată, este line, vine cu tamburi. Nu știu ce să zic. Nu știu cum montează Ford discuri sau tamburi. Dacă te uiți la toate pumele Titanium, toate au tamburi pe spate. Nu știu care este rațiunea pentru care Ford pune tamburi sau discuri și când se hotărăsc ei să monteze una sau alta. Mi-ați spus în comentarii să fac o frânare de urgență cu Fiesta. O să facem o frânare de urgență cu Fiesta. Iar acum, hai să vedem portbagajul, care are un volum de 311 litri. Adică exact cât avea și generația pre-facelift, 311 litri. Dacă rabatezi bancheta, nu ai margine de încărcare plană, dar portbagajul e bine compartimentat, mai ai aici ceva cârlige. Un portbagaj destul de simpluț, bine compartimentat, cu o margine de încărcare un pic mai mare decât ar fi avut generația precedentă, dar nu e cu mult, e din rațiuni de design, nu din alte motive, cam cu 2 cm. Așa, dacă deschidem portbagajul, observăm că avem roată de rezervă. Nu toate Fiestele au roată de rezervă, unele au kit de pană. Și observăm acolo pâlnia aceea pentru sistemul Easy Fuel. Apropo, roata de rezervă este de dimensiuni normale, doar că e de 14. Noi avem pe 16 pe această mașină. Nu e nicio problemă pentru că mașina duce anvelope de 14. În cartea mașinii duce fix dimensiunile 1.75-65-14. Deci dacă vreți anvelope de iarnă ieftine, luați-vă jante pe 14 cu acest tip de anvelope. Apropo, roata de rezervă e făcută în februarie 2021, asta e mașină 2022, irelevant pentru că oricum ele stau într-un depozit până sunt montate pe mașină. Continental Eco Contact 3 pe mașină, noi avem Eco Contact 6Q, care sunt practic ultimul tip de anvelopă Eco Contact de la Continental. Nici nu știam că se mai face Eco Contact 3, deci dacă aveți mașină mică, cu jante pe 14, cu dimensiunile astea, luați Eco Contact 3 dacă găsiți, pentru că sunt niște anvelope premium foarte bune și nici n-ar trebui să coste mult. Și altă diferență față de Fiesta generația trecută, avem două mânere de închidere, nu unu, iar portbagajul se închide mult mai ușor decât la generația precedentă. Hai să rămânem la portbagaj pentru că am uitat să zic. Lățimea 95 de cm, adâncimea 67 de cm și marginea de încărcare 21 de cm. Asta ca să știți dimensiunile. În cazul în care vreți să vă cumpărați mașina și, nu știu, vreți să puneți un cărucior de copil, vreți să puneți o bicicletă și așa mai departe. Și tot la capitolul ăsta de dimensiuni, deși garda la sol nu e foarte mare, 14-15 cm cât e la o mașină normală, aici în față, la bara față, avem 23 de cm garda la sol. Am văzut borduri mai înalte în București de 23 de cm, așa că aveți grijă. Dar în cazul în care, nu știu, stați la casă, aveți o bordură de urcat, aveți anumite obstacole, să știți că aveți 23 de cm. Capotă cu antifonare și cu băț. Nu avem amortizor. Nu e important, nu e relevant la o mașină din clasa asta, pentru că oricum nu e înaltă. Și un detaliu interesant, vedeți prinderea aia acolo. La Puma au extins-o pe aceea. Au modificat practic capota de Fiesta în loc să facă o capotă de Puma de la zero. Și iată-l, deci motorizările. 1.1 aspirat 75 de cai putere. Nu-l avem aici. 1.0 EcoBoost Mild Hybrid 100 de cai putere. Nu-l avem aici. 1.0 EcoBoost 125 de cai putere. Frumos, frumos. Cu cutie automată. Evident, și manuală și automată, dar noi avem automata. Motorizare pe care noi avem aici. Mai poți avea 1.0 EcoBoost, tot Mild Hybrid, ca toate cele, de 155 de cai putere. Aracheia e o mini-rachetă și dacă vrei o rachetă adevărată și super mega distractivă, eu am petrecut foarte mult timp în Fiesta este, toată lumea cred că știe deja chestia asta. Aia e.
Fiesta este baby. Acum cu 10% mai mult cuplu, 320 Nm. Dar nu vorbim despre asta, vorbim despre celebrul 1.0 EcoBoost. 3 pistoane, bloc din fontă, hopa, nu e din aluminiu. Păi dar ce ai făcut, tati? Nu. Pentru că, pe lângă faptul că fonta este ceva mai rezistentă, motorul se încălzește cu 50% mai repede decât dacă ar fi din aluminiu. Ce-i drept? E și mai greu, dar na, ce să-i faci? Ei bine, pentru a reduce vibrațiile, Ford nu a montat, culmea, un arbore de echilibrare, ci a făcut niște modificări neprecizate la volantă. Neprecizate. Sunt niște contragreutăți pe volantă, cum face și Volkswagen cu 1.0 TSI. Adică nu e ceva rocket science, dacă este să o iei așa. Ei bine, de ce n-au pus arbore de echilibrare? Pentru că arbore de echilibrare mănâncă energie. Similar unui compresor mecanic care îți mănâncă din putere, așa și arbore de echilibrare ar face la fel. Distribuția nu este pe lanț, este pe curea care trece prin baia de ulei. Este wet belt, cum s-ar spune. Da, o soluție atipică, dar na, dacă cei de la Ford au văzut că merge, de ce nu? Și dacă vreți să știți, nu știu dacă se vede, dar tot blocul motor este cât o coală A4. Atât de minuscul este acest motor. Injecție directă, evident, ulei Castrol. Și un detaliu destul de interesant, în funcție de ce noroc ai, poți să primești o Fiesta făcută în Köln cu motor făcut în Köln sau poți să primești o Fiesta făcută în Köln cu motor făcut la Oltenia Eterna Terranova, la Craiova, la Ford Engine Plant Craiova. Așa, putere, dacă este să ne referim doar la motorul termic, avem 125 de cai putere la 6000, 200 de Nm la 1750, valori care sunt mai mari cu 30 Nm față de ce oferea Ford pe EcoSport sau pe Fiesta pre-facelift, de exemplu. Nimic ieșit în comun, dar ai 200 de Nm pe litru. E un motor destul de forțos. În întâmpinarea motorului termic primești și un starter generator antrenat de curea, un Belt Integrated Starter Generator, care dezvoltă 16 cai putere, 50 Nm și mai ai și o baterie de 0,38 kWh. E bine, acesta este sistemul Mild Hybrid, care recuperează energia la frânare, ajută motorul termic la accelerație și o să vedem și la interior că arată aceste lucruri și care alimentează anumiți consumatori din când în când. Deci 16 cai putere, 50 Nm, per total puterea maximă 125 de cai putere, 210 Nm atunci când motorul termic e în plaja de cuplu perfectă, adică e în vârful de cuplu și motorul electric ajută. Asta înseamnă că mașinuța asta care cântărește 1250 de kilograme și nu este atât de ușoară, adică, pardon, nu este atât de grea, dar am uitat să vă arăt o chestie. Anvelopele sunt Continental Eco Contact 6 QXL de la Extra Load pentru mașini grele. Nu știu dacă au pus aceste anvelope că nu mai aveau altele sau pur și simplu au greșit. Dar nu cred că avea nevoie de extra load-uri. Deci mașinuța care cântărește 1251 de kg la gol, face 199, 199 viteză maximă, puteau să-i pună 10 cu 200, că nu se supăra nimeni. Rezervorul de 42 de litri cu care eu aș putea să fac 900 și ceva de kilometri, incredibil. Și transmisia automată este Getrag-ul, mai nou Magna, 7 trepte, ambreiaje umede. De ce contează acest lucru? Pentru că e aceeași cutie pe care o pune Renault pe DC-uri cu 7 trepte, e aceeași cutie pe care o pune BMW și Mini pe modelele sale cu motor transversal și 1, 2, 3 pistonașe. Deci este fix aceeași cutie, contează doar softul, evident. Softul, integrarea cu motorul și așa mai departe. Ca să terminăm acum cu toate detaliile astea neimportante și neinteresante, mașina are un diametru de bracaj de 10 metri în cap. Bine, 10.05, adică un diametru foarte bun pentru această clasă. Tot ce înseamnă 10 metri sau sub e o valoare excelentă. Iar acum, hai să trecem și la interior. Nu trecem încă la interior, pentru că am uitat să zic că la 130 de km la oră într-a 7-a, motorul are 2713 rotații pe minut, adică nu este foarte turat, ceea ce înseamnă că are și un consum bun. La 100 consumă 4, la 140 consumă undeva la 6. Not bad, consumă mai bine decât manuala la viteze mari, pentru că este mai puțin turat motorul. Iar acum hai să vorbim despre scaune. Scaunele care sunt nu foarte diferite față de cele de pre-facelift, un pic modelele schimbate. Dacă alegeți T-line-urile, ai și anumite opțiuni de culoare pentru Active la fel. Ele sunt destul de moi, au șezutul destul de lunguieț și un suport lateral nu
extraordinar. Nu lipsește, dar nu este extraordinar. Aceeași caracteristică o avea și scaunele de pe facelift. Cele de pe generația trecută aveau mai multă susținere laterală. Avem suport lombar, reglaj pe înălțime și spătar cu rotiță. La Ford EcoSport, de exemplu, e cu manetă și eu prefer maneta, dar aici depinde de preferințe. Și dacă vrei să-l duci în față și în spate, ai manetuța asta. Ele nu sunt rele, dar au un suport lombar destul de pronunțat. Pentru cine dorește sau cine preferă acest lucru, foarte ok. Însă, un detaliu mai rar întâlnit la scaunele de mașini, să se ducă scaunul așa un pic în jos, nu știu cum să-i spun, adică nu te ține acolo la genunchi, se duce în jos. Materialele de pe ușă tare aici, moale aici, moale în continuare aici, material textil, în rest tare, butoane pentru încuiere de scuiere, geamuri oglinzi și uite o diferență față de Fiesta cealaltă. Aici avem impuls doar la coborâre, nu avem impuls și pe urcare. Interesant. Și avem doar la scaunul șoferului. Buzunarele nu sunt extraordinar de mari, dar ai loc de obiecte mici și de o sticlă. Și aici avem difuzoarele B&O. B&O care nu sunt Bang & Olufsen. Și pe site-ul Ford scrie că B&O este o diviziune, o subdiviziune a lui Bang & Olufsen și că nu trebuie confundat unul cu celălalt. Intri în mașină și Fiesta ți apare acolo. Să știi că ai Fiesta și la Puma îți apare o Puma. Și nu mă refer la scris, mă refer la animal. O să luăm și noi Puma la test cât de curând. Tot așa, transmisia automată, să vedem cum merge. Sau aceasta este animația pe care o primești când urci în Fiesta, care are tabloul de bord digital opțional de 12,3 inci, pe care îl vom detalia imediat. Și cam așa arată interiorul în ansamblu. Nu s-au schimbat foarte multe. Dacă vrei ceva mai deschis la culoare, poți alege pachete cromatice, adică nu există vreo problemă. Nu s-a schimbat mare lucru. Scaun încălzit, volan încălzit, 3 trepte pentru climatizare automată, foarte bine. Avem wireless charging, priză de 12, priză USB-A pentru Apple CarPlay, transmisia automată cu modul L, low gear. Practic e o frână de motor, e pentru urcarea rampelor și coborârea pantelor și este destinat distanțelor scurte, dar poate fi folosită această treaptă la orice viteză. Ce mai avem pe aici? Mai avem modurile de rulare, le arătăm, traction control, parcare automată, auto start stop și senzori de parcare. Nu avem auto hold în gama asta de preț, dar na. Aia. 3 suporturi de pahare, observăm că are loc o sticlă fără probleme și cotiera care nu este glisabilă și încă un USB în ea. Interesant este că la Ford poți conecta 2 telefoane la Apple CarPlay și Android Auto. Adică fiecare USB poate fi folosit în acest scop. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este foarte mișto. Și avem aici un torpedou destul de încăpător. Nu mega încăpător, dar e decent pentru clasa asta. Necapitonat, neamortizat, neiluminat. Și acolo în spate observăm inscripția B&O. Apropo, boxele B&O se aud foarte bine. Adică ele sunt recomandabile din punctul meu de vedere, oricând, la orice oră. Ce mai avem pe aici? Mai avem lumini și un detaliu, de fapt ia să vedem, avem aici, nu avem nici aici lumini, în dreapta. Alte detalii pe care vreau să le punctez, centurile de siguranță nu sunt reglabile pe înălțime și nu avem mânere la nici una dintre uși, dar avem cârlige pentru haine, pentru hăinuțe. Acum, eu prefer cârligele în locul mânerelor, deci măcar avem acest lucru. Pentru cine vrea să ascundă banii de nevastă și țigările de părinți, aici ai un compartiment secret. Nu e foarte secret, doar că e greu de ajuns la el. Dacă n-ai blitzul pornit, nu se vede și nici măcar nu știi că e acolo. De asta zic că este secret. Așa că acolo să depozitați lucrurile ascunse. Ia să vedem tabloul de bord digital. Fiesta, push brake to start, full accessory power, press brake to start. Asta este tabloul de bord pe modul normal, da? Hai să-l trecem pe Eco. Se face un pic mai verzui, tot albastru e, dar mai verzui puțin. Și hai să-l trecem pe Sport.
Pe sport arată cel mai bine. Și acum, dacă vrem să intrăm în tabloul de bord, Trip Computer 1, Trip Computer 2, Fuel Economy și consumul instant, semne de circulație, Hybrid Gauge, dar Hybrid Gauge îți apare și aici în dreapta la rezervor. Dacă decelerezi, și apropo, frâna de motor e puternică, pentru că regenerează, e o regenerare foarte puternică pentru un model mild hybrid, din ce am testat eu până acum, și atunci când accelerezi apare boost-ul ăla acolo, doar că nu ai nevoie de hybrid gauge pentru că oricum îți apare aici mereu. Ok, cam așa am condus eu de eco, acceleration, deceleration, speed, 99% peste tot, nu există 100%, 99% e maximul. Și viteza medie 31 de km pe oră, dar ce-i drept am mai stat cu mașina pornită. Era undeva la 33 viteza medie până acum. Deci undeva e fix o viteză medie, adică jumate ora, jumate în afară. Și 4 ore de condus cu mașina până acum, 3.59. Dar vedeți că eu nu conduc acum și am motorul, am contactul pus. Dacă n-ai contactul pus, tot se pune că ai fi condus. Bun, altă chestie. Dacă vrei să vezi alte chestii, spre exemplu, calm screen, adică e un ecran gol, tire pressure, centuri de siguranță și auto start stop, trebuie să selectezi, doar că trebuie să deselectezi alte meniuri pentru că ai informații limitate. Dacă vrei să vezi audio, dacă vrei să vezi navigație sau display settings, setări, ia să vedem, settings, oil life, ia să vedem oil life, 96%. Bun, tire pressure și alte chestii, display settings, speedometer, mile pe oră, foarte tare, și să arăți taco, adică turometru. Deci cam acestea sunt setările, tabloul de bord arată bine, informațiile sunt cele care trebuie, răspunde bine, doar când schimb modul de rulare, are un mic lag, dar ai toate informațiile de care avea nevoie, tabloul de bord este ok din punctul meu de vedere. Merită banii? Nu știu, voi să spuneți, voi care cumpărați mașina. Și acum avem Sync 3 cu ecran de 8 inch. Foarte mișto că ai scurtături pentru sunet, next track, pauză și ăsta e calm screen și dacă mai apeși încă o dată pe calm screen, moare. Trebuie să-l activezi din nou. Ăsta este meniul de home, deci n-ai de ce să-l mai apeși. Dacă te duci la audio, te duce la radio, de exemplu, sau la media. La phone te duce la Apple CarPlay, Maps te duce la Apple CarPlay și Apple CarPlay te duce la Apple CarPlay. Apple CarPlay îl arătăm la final. Dacă mergem la setări, observăm așa, setările pentru B&O Sound, dar acestea le activez și de aici, deci nu trebuie să te duci până acolo, toate setările, Driver Assistance și nimic deosebit aici, doar că dacă te duci aici, ai Cruise Control, normal, adaptiv sau inteligent. Deci ador când producătorul te lasă să selectezi de care tempomat vrei, deci ador chestia asta. Inteligent în funcție de limitele de viteză și poți să alegi tu toleranța, cu câți kilometri în plus vrei tu să mergi sau în minus față de viteza legală. Foarte tare chestia asta, îmi place mult. Așa, pre-collision assist, traffic sign assist, rear view camera, setările pentru camera, să o și arătăm. Asta este camera. Are o rezoluție destul de decentă. Ne întoarcem. Wrong way alert și driver alert. Nu-mi place driver alert-ul pentru că uneori eu nu sunt obosit, dar îmi spune că sunt obosit. Știe ea mai bine. Mergem la vehicle. Maximum 30 de minute dacă o lași în parc. Merge la ralenti, apoi se oprește. Rear occupant alert. Asta toate mașinile au, să te uiți în spate, să nu ții copilul, geanta și alte chestii. My key. Poți să selectezi un my key, să activezi una din key, să aibă o viteză limită și un volum maximal sistemului audio pentru copii angajați și alte chestii și în general alte setări. Ford Connect, adică aplicația, am văzut-o pe Fiesta ST, setări generale neimportant, setări Apple CarPlay, Android Auto, Wi-Fi și Valet Mode. Valet Mode care, după ce introduci un PIN de 4 cifre, nu poate să-ți umble valetul în sistemul de infotainment, ci setările pentru display, background brightness și calm screen sau display off, adică fix ce face butonul ăsta. Răspunde bine Apple CarPlay, Android Auto pe fir, n-am niciun stres, răspunde bine Waze, nu am practic ce să îi reproșez și un detaliu care îmi place este că ecranul este aproape de tine, nu trebuie să te întinzi ca să ajungi la el, e foarte la îndemână. Hai să vedem comentariile voastre, să vedem ce vreți voi să fac eu cu mașina asta.
aș dori o filmare noaptea. Am spus cum se filmează, n-am avut timp și trebuie să duc mașina, n-am avut timp să filmez noaptea, îmi pare rău. Așa, dar farurile se văd bine, se văd bine, mai bine decât se văd LED-urile de pe pre-facelift, să știți. Am mers mult cu Fiesta generația trecută și cu halogene și cu LED-uri, se văd mult mai bine Matrix LED-urile. Comparație cu Corsa, să merg la Mihai să o filmați împreună. O să merg la Mihai de câte ori pot, dar evident nu pot la fiecare mașină. Să fac ce am făcut la Honda CR-V, să-i acopăr siglele, cred că toată lumea știe că asta e Ford Fiesta, nu cred că are loc. Să o conduc pe un drum virajat, asta vom face. O liniuță cu Polo, nu putem, n-avem Polo, dar v-am zis, eu cred că bate Fiesta Polo la 125 de cai automată versus 110 cai manual. Să vin la Piatra Neamț. La un moment dat o să și vin. Să faci un test drive cap-coadă. Păi și nu asta fac la toate mașinile. Așa, să o conduc. O conduc live cu Popescu. Popescu are treabă astăzi, nu pot să fac live. Dar uite, o să fac data viitoare, o să fac un live cu el. Când bagă cei de la Ford pe site Fiesta și Focus la, pe configurator? Nu știu. Sincer, nu știu, că și pe mine mă interesează, că na, nu știu prețurile la asta. Așa, să o duci pe Titi Aur. Da, cu Titi Aur e greu. Dacă n-ai mașină de performanță, e greu să duci una la Titi Aur. Arcana când? Urmează. Test frânare de urgență. Înseamnă cu Mercedes la faruri. Posibil. Așa, arată interesant faceliftul ăsta. Da. Și încă cineva să o scot pe circuit. Promit că o să duc mașinile rapide pe circuit, pe astea nu. Deci mai avem de făcut drum virajat și frânare de urgență. În rest, am zis comparație Corsa Fabia și am zis cam tot ce trebuia să zic. Hai să mergem să o conducem. Bun, hai să începem cu căutarea locului de parcare. Ia să vedem dacă se uită după mașini sau după loc. Evident că se uită după mașini, pentru că nu are camere ca să vadă indicatoarele. Ia. Space found. Shift to reverse. Drive back slowly. Prepare to stop. Ah! Mi-a luat din mână. Wow. Ia. Merge. Ok. Shift to D. Oh, ok, shift to D. Drive forward slowly. Prepare to stop. Drive forward slowly. Ok, reverse. Drive backward slowly. Prepare to stop. Boss, eu mereu sunt pregătit să opresc când conduce altcineva. Finished. Păi ce bine a parcat-o. Deci o parchează paralel cu mașina, nu neapărat paralel cu locul de parcare, că n-are camere. Dar a parcat-o foarte tare. Please check surroundings for safety. Bravo, mă! Bravo! Pentru o mașină de clasă mică, like, share, subscribe. Pentru asta, like, share, subscribe. Și acum hai să mergem liniștiți cu noul Ford Fiesta facelift. Observăm din prima că este o mașină mai bine antifonată decât generația precedentă. Mult mai bine. Am mers și cu Fiesta este și cu Fiesta pre-facelift și cu Fiesta generația trecută. Le știu pe din afară, le știu. Pe decibelmetru la 80 la oră pe traseul meu de test mi-a scos cu 1 decibel mai bine decât Skoda Fabia, cu 2 decibel mai bine decât Toyota Yaris și cu vreo 3 decibel mai slab decât Opel Corsa, ce-i drept versiunea electrică, doar că tot ce înseamnă PSA sunt destul de bine antifonate. Deci a bătut Fabia, a bătut Yaris, dar n-a bătut Opel Corsa, ce-i drept versiunea electrică. Dar am observat că nu e așa de mare diferență între electrice și termice la silențiozitate, la viteze de 80 de km pe oră. Bun, hai să continuăm. Poziția la volan. Stai destul de jos, stai bine, volanul se poate regla foarte ok, nimic de reproșat aici. Vizibilitate oarecum bună în față. Aici degeaba ai în stânga, degeaba ai stâlpul împărțit în două, pentru că oricum nu vezi mare lucru. În dreapta, în schimb, ajută. Dar în stânga nu ajută prea mult și oglinzile, după cum am spus, sunt destul de micuțe. Acum,
depinde de preferințele fiecăruia. În spate vizibilitatea este ok și acolo avem un al treilea geam. Chestia e că centurile sunt integrate în montantul C, care este destul de gros, dar na, nu este slabă vizibilitatea. E vizibilitate de mașină de clasă mică, tradițional, normală. Bun, noi suntem acum pe modul Eco. Începem pe Eco, pe modul Drive, da? Hai să începem să accelerăm ușor. De fapt, nu, hai să vedem. Am 38 de km/h. Hai să-i dăm un kickdown să vedem cutia cu dublu ambreiaj cum schimbă. Deci mașina are resurse și trage bine. Și v-am promis un test de frânare de urgență. Hai! S-au aprins avariile. Mașina a dansat un pic sub mine, dar niciodată nu s-a simțit nesigură. Nu, o frânare ca la carte, a intrat și start-stop-ul, avariile puse. Și în momentul în care ai plecat, avariile s-au stins. Ați vrut frânare de urgență? Aia a fost. Mă amuză că în bord, când ai tempomatul adaptiv pornit, mașina din față e mereu un Mondeo. Adică puteau să pună și ei ceva din gama lor, dar au ales Mondeo, fix mașina care nu se mai fabrică de la ei. Știi, să ții minte că, bă, ce vremuri erau când se fabrica Mondeo. Dar nu e asta problema. E doar un lucru amuzant. Așa. Cutia a schimbat destul de rapid. Acum hai să facem, trecem pe modul normal. Și deja pedala de accelerație e ceva mai vioaie. Deja la accelerația, la accelerație lină, retrogradează o treaptă. Și de ce e important acest lucru? Pentru că la alți producători nu se retrogradează o treaptă și rămâi subturat și mașina nu pleacă. Rămâne așa într-un fel de no man's land. Nicăieri nu se duce. Ei bine, la asta 60 de km la oră accelerezi ușor și a retrogradat o treaptă destul de rapid. Foarte bine. Și acum hai să facem același lucru. Apropo, pedala de frână e super sensibilă, destul de constantă și consistentă, dar când apeși un pic, abia când o atingi, băi, când te uiți la ea, mașina frânează. Frânează tare, deci trebuie să fiți foarte atenți la chestia asta. Bun, altă chestie. Hai să-i dăm kickdown pe normal. 3, 2, 1. Schimbă destul de repede, să știți. Schimbă destul de bine. Adică pentru un model din clasa asta, schimbă bine. Dar nu are pastilă de kickdown. Nu are pastilă de kickdown. Interesant. Păi și cum, dacă ești pe limitator și îi dai, unde știe pedala la ce valoare să spargă limitatorul? Nu contează. Oricum, nu avem pedala de kickdown. Hai să o trecem acum și pe sport. Normal Eco Sport. Normal Eco Sport. Ce mașină? Ce mașină ți-ai luat de la Ford? Normal Eco Sport, știi? Ești gândită treaba. Și acum, hai să vedem, 50 de km la oră, 58, blană. Și cutia răspunde. Și avem reprize super, 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 super bune. Deci mașina trage bine, se simte cuplu și ai aici în bord bateria când regenerezi și ai frână de motor destul de puternică, dar în momentul în care accelerezi, ai boost-ul ăla electric. Și oarecum se simte. Probabil și de asta nu pare că are cutia lag, pentru că ai boost-ul ăla electric de 50 de Nm exact când ai început să dai de pedală. Și pentru că urmează un drum virajat, adică locul unde Fiesta se simte ca acasă, cu toate că are suspensie semi-independentă pe față, volanul subțirel, putea fi mai subțirel, cu decupaje, foarte ok. La EcoSport mi s-a părut volanul ceva mai bun, la fel și scaunele. Hai să vedem, suntem în Drive. Aoleu, stai puțin, că nu v-am arătat L-ul. Deci hai să vedem, suntem în Eco, că acolo se simte cel mai bine. Trecem pe Eco și ești, nu știu, la 50 de km pe oră, 60, dai frână de motor, rămâne în treapta în care ești. Dacă dai pe L, retrogradează o treaptă. Dar asta se simte cel mai bine la viteze mari. Și încă un lucru, tot pe L ești pe loc, pleci de pe loc. Ia să vedem când schimbă. 3000 de ture, 4000 de ture, 5000 de ture, 6000 de ture și abia la 5000 schimbă.
E un pseudo mod sport, așa aș putea spune. Schimbă la 5000 și ține motorul, îmi plac asta de cuplu și de putere și îl face super super responsiv așa. Ia să vedem. Hai să mergem. Sport pe el. Foarte tare. E deci cutia pe el este genială pentru că ține motorul fix unde vrei tu să fie. În sensul că nu ai fluctuații când iei piciorul de pe accelerație și urcă în dreptul, după aia trebuie să-i dai tu iar kick down, retrogradeze. Nu, mereu ești în dreapta în care vrei. Ia să vedem. Fiesta este una dintre cele mai mișto mașini la condus din clasa mică. Fiesta normală se apropie de valoarea asta, dar evident nu se simte la fel de directă și la fel de... Dar tot e plăcută, mai ales pe un drum. Noi suntem acum pe un drum umed, acoperit cu mâzgă. Și chiar dacă aceste anvelope Eco Contact SQ au tendința de a subvira, mașina este destul de stabilă și poți să o modulezi cum vrei. Op, da? E drăguță. Încă este etalonul dinamic în clasă. Ia să o trecem și pe drive. Să mergem și pe drive pe sport. Pentru că frâna răspunde foarte repede, poți doar să o atingi, să faci transferul de masă și să intri în viraje. Este puntea față destul de conectată, dar da, trebuie să mergi pe L dacă vrei să ai răspunsul la pedală cel mai bun. Iar pe L nici nu ai atât de multă regenerare. Foarte tare. Ia să vedem dâmburile. Dâmburile. Op. Da, destul de ok, destul de silențios. Ia să vedem dâmburile. Destul de ok. Bum. Și se aude și turbina. Nu știu dacă se aude pe cameră, pentru că e foarte, foarte fin sunetul. Ia să vedem. Bum. Se aude foarte, foarte puțin turbinița aia mică de se învârte la 100.000 de rotații pe minut. Pe el îmi place, pe el îmi place, îmi place mult, mult, mult pe el. Și da, simți ceva în direcție, nu pot să spun că e direcție de Fiesta este, pentru că ăla chiar e un etalon în domeniu. Și nici nu poți să te ridici cu ea pe 3 roți, dar pe bune de nu, e distractivă jucăria asta și nici nu urlă motorul din toate încheieturile. Destul de silențioasă la 4-5.000 de ture așa, destul de silențioasă. A, ce tare! Acum pe pilot automat, pe sport apare un Mustang. Vai cât de tare! Păi și ea pe normal, că pe Eco apare un Mondeo și pe normal. Nici când... Ia pe normal. E un Mondeo pe Eco, e un Mondeo și pe sport. E Mustang. Nu vine să cred. Nu îmi vine să cred. E un Mustang. Hai să facem și o depășire pe el. Să vedem cum. Se duce, se duce, se duce, se duce, se duce. Da, n-ai treabă cu ea. E suficient de rapidă, suficient de distractivă. Două mașini în clasa asta se conduc atât de bine. Ford Fiesta și Kia Rio. Și cu asta am încheiat episodul cu Ford Fiesta facelift. Încă o mașină distractivă și chiar dacă na, prețul acesteia trece de 20.000 de euro, Ford oferă discounturi. Acum, materialele sunt moi pe bord, că am uitat să zic. Chiar sunt moi pe bord, am uitat să fac testul cu materiale. O să revin la Nelu Ciocănelu. Și acum hai să mergem. Și cu tot mersul ăsta în blană așa, consumul 5,1. Mi-a crescut de la 4,9, 4,8 la 5,1. Și cam asta a fost. Gata, vă mulțumesc pentru atenție. Eu sunt Luci Popa, canalul e Mașini cu Luci Popa. Ne ajută foarte mult un like, un share, un subscribe. Dacă ai abonați, te bagă lumea în seamă. Dacă n-ai, nu te bagă, oricâte vizualizări avea. Așa că rupeți like-ul, rupeți comentariul, hai cu subscribe-ul și hai să facem 20.000 de subscriberi cât mai repede. V-am pupat!